Bună seara! Traversăm o perioadă în care vorbim din nou despre imaginea justiției, despre încrederea oamenilor în instituțiile publice și mai ales în Uniunea Europeană. 43% dintre români, doar 43% dintre români spun că apartenența la UE este un lucru bun. Mă aflu în biroul unui om care poate avea răspunsuri și poate chiar să influențeze aceste percepții prin activitatea pe care o desfășoară la nivel european. Îi spun bună seara invitatei noastre de astăzi și vă mulțumesc foarte mult, Laura Cuțac-Iovici, și conduceți de aproximativ 2 ani de zile o instituție tânără, Parchetul European. Vrem să discutăm despre eficiența acestei instituții și care sunt dosarele sau anchetele pe care le aveți în lucru în România. Bună seara, mulțumesc de invitație. Este o plăcere să discut despre parchetul european. Este primul parchet transfrontalier pe care îl avem. Nu a existat niciun precedent, noi trebuie să creăm precedente. Este un parchet care are 35 de birouri în 22 de state membre participante la EPPO și pot să spun că astfel am creat ceea ce mie îmi place să denumesc zona EPPO. Și în interiorul zonei EPPO, parchetul european este extrem de eficient, așa cum arată statisticile noastre pe care le-am publicat recent la începutul lunii martie, și arată că protejăm mai bine banii europeni, protejăm mai bine bugetul european. Avem peste 1200, aproape peste 1200 de investigații în curs. Avem investigații care vizează fraude cu fonduri europene sau investigații care vizează fraude cu TVA. Și ca să vă dau doar unul dintre criteriile de eficiență pe care noi le luăm în considerare, parchetul european are un buget de aproximativ 45 de milioane de euro. Noi am sechestrat efectiv și a fost aprobat prin decizii ale judecătorilor suma de 250 de milioane de euro. Practic, pui un euro în EPPO, primești înapoi 5 euro. De ce? Pentru că această sumă de bani care a fost efectiv confiscată nu intră în bugetul Uniunii Europene, intră în bugetul statelor membre. Banii aceia intră abia când vorbim despre decizii definitive, nu înseamnă automat că au intrat bani. Sau altfel spus, în ultimii doi ani, câți bani au intrat în visteria țărilor membre din tot ce vorbiți dumneavoastră? Avem sumele defalcate pe fiecare stat membru în raportul anual. Eu vorbesc de suma globală. În cele 22 de state de membre, datorită EPPO, au intrat 250 de milioane de euro. Spuneți că bagi un leu, un euro, și iei 5 euro, dar asta este ceea ce estimați dumneavoastră ca procuror. Se întâmplă asta? Adică gradul de recuperare respectă calculul făcut de dumneavoastră? Nu este ce spun eu ca procuror, este ceea ce este în statistici. Așa cum am zis, această sumă a fost aprobată prin decizii ale judecătorilor. Acel 5 euro a intrat în visteria statului sau urmează ca o decizie a instanței să valideze și să intre? Există decizii ale judecătorilor care au sechestrat aceste sume. Deci aceste sume vor intra efectiv în bugetul statelor membre. Ce activități desfășurați în România, desigur, ce vă permite procedura să dezvăluiți? Avem investigații cam din toate domeniile în ceea ce privește frauda cu fonduri europene. În special am identificat fraude cu subvenții în agricultură, dar avem dosare pe care le investigăm și în domeniul sănătății, în domeniul IT, în infrastructură. În general, fraude care s-au derulat în cadrul procedurilor de achiziții publice. Din păcate, în România, nivelul de detectare a infracțiunilor cu fraudă, cu TVA, este relativ mic. Avem doar două dosare în care am fost sesizați. Însă, dacă ne uităm la nivel european, în fiecare an, Europa pierde, doar prin frauda cu TVA, 50 de miliarde de euro. Și este puțin de neînțeles de ce resursele ministerelor de finanțe și resursele în general ale administrațiilor financiare nu sunt alocate înspre a reduce această fraudă. Spuneți că instituțiile din România nu vă sesizează atât de mult cât o fac altele? Da, este o discrepanță destul de mare, nu este doar cazul României. Dacă mă refer, spre exemplu, la Olanda sau Austria, și acolo nivelul de detectare a fraudelor cu TVA este relativ mic, numărul de dosare este foarte mic.
dar în România, în special pentru că este frontieră externă, la fel ca și Olanda. Olanda are unul dintre cele mai mari porturi din Europa și cu toate acestea nivelul de detectare a acestor fraude, dar și al fraudelor vamale, este relativ redus. Și acesta este un lucru pe care noi la nivelul parchetului european încercăm să rezolvăm discutând cu autoritățile naționale și încercând să ridicăm nivelul de detecție. În România va primi 29 de miliarde de euro bani prin mecanismul PNRR. Aveți în vizor ce se întâmplă și în această zonă, având în vedere că vorbim de bani clar din bugetul Uniunii? Deci, pentru noi, toate fondurile care au fost alocate în cadrul acestui fond denumit în România PNRR, este o prioritate pentru toți procurorii care lucrează în parchetul european. Pentru că sumele de bani sunt foarte mari și noi trebuie să fim convinși că aceste sume se vor cheltui în conformitate cu procedurile și într-un mod corect și transparent. Din acest motiv, noi am și deschis câteva anchete. În România avem deja 3 anchete în derulare care vizează aceste fonduri. Cu siguranță, numărul acestor anchete în timp va crește nu doar în România, dar și în celelalte state membre, pentru că fondurile au început deja să fie alocate și să meargă către statele membre. Nu suntem singurii care suntem, ca să zic așa, cu ochii pe aceste fonduri, pentru că și mafia și criminalii și grupurile organizate se uită spre aceste fonduri și încearcă să fraudeze și să acceseze ilegal aceste fonduri. Deci, așa cum am spus, este o prioritate pentru noi și urmărim cu foarte mare atenție tot ce se întâmplă în zona cheltuirii acestor sume de bani. Credeți că ar trebui să fie o preocupare poate și a autorităților din România, având în vedere că luăm bani de la Uniune și cu care vrem să modernizăm țara, printre altele? Este obligația autorităților române să se asigure că acești bani sunt cheltuiți în conformitate cu lege. Avem autorități de management, avem ministere, avem autorități care fac audit. În ce privește activitatea parchetului european, aveți în vizor firme care încearcă să ocolească sancțiunile impuse Rusiei? Știu că au fost discuții între Comisia Europeană și parchetul pe care îl conduceți în acest sens. Din această perspectivă, noi sperăm că o să avem această competență în funcție de voința statelor membre, sper cât de curând. Așa cum am zis, parchetul european este un parchet transfrontalier. Deja funcționează, avem procurori specializați, avem cei mai buni specialiști în investigarea fraudelor financiare. Din această perspectivă, cred că suntem în acest moment singura instituție la nivelul Uniunii Europene care ar putea să facă investigații în acest tip de criminalitate. De altfel, noi și avem o parte din competență, pentru că una dintre tipologiile de comitere a acestor fapte este contrabanda și noi deja investigăm cauze de contrabandă. Ceea ce lipsește acum este baza legală. Statele membre trebuie să decidă extinderea competenței parchetului european. Ce pași se fac sau de cine mai depindeți? De Comisia Europeană trebuie să propună, după care statele membre vor decide dacă extind competența sau nu pentru parchetul european. Revenim puțin în țară, apropo de activitatea procurorilor care își doresc ca anumite persoane să intre la închisoare, fac demersuri. În România sunt inclusiv multe condamnări, cum se întâmplă de fapt și în alte țări, doar că condamnații nu doar că nu ajung să facă închisoare, nu le sunt recuperate nici averile furate prin confirmările instanțelor, pentru că ajung în alte țări. De exemplu, în Italia sunt foarte multe persoane care și-au găsit acolo refugiu și care nu mai ajung la închisoare. Cum vi se pare? Ce este de făcut pentru a schimba acest lucru? Bun, parchetul european are obligația de a face investigații, de a face rechizitorii atunci când sunt suficiente probe, de a participa în ședințe de judecată. Acesta este rostul nostru. Mai departe, toate celelalte obligații nu ne aparțin. Cred că Ministerul Justiției din România poate să ridice această problemă. Am și văzut că domnul Predoiu a și dat o declarație în acest sens. Deci, dumneavoastră cunoaște ce se întâmplă acolo, în Italia? Bănuiesc că dumneavoastră cunoașteți. Ne-ați putea explica de ce se întâmplă? De ce este Italia? Cunosc ce se întâmplă în Italia din perspectiva competenței parchetului european. Și probabil știți că eu nu comprendez ce fac alții sau atribuțiile altor instituții. Și acum am spus, această tip de problemă pe care m-ați întrebat, nu ține de parchetul european.
De ce vă aflați în România? Știu că ați avut o vizită și la Cluj. Discuțiile în spațiu public arată că este o vizită electorală sau că ar fi o vizită electorală. Vă pregătiți pentru o candidatură? Nu. Nu mă pregătesc pentru nicio candidatură. Am avut o vizită de 2 zile în concediu, în timpul meu liber. Cred că nu este nicio problemă dacă în timpul meu liber mă duc într-o librărie, într-o biserică sau într-o cofetărie. Este alegerea mea. Și este tot alegerea mea în timpul liber cum îmbrac. Nu înseamnă că dacă am luat IE atunci când mă duc la biserică, candidez la președinție. Am spus de mai multe ori că nu candidez. Nu m-am răzgândit. Sigur, începând de astăzi și mâine, sunt aici în calitate oficială. Vizitez colegii, vizitez biroul nostru din România. Avem 35 de birouri în 22 de state membre. Le-am vizitat aproape pe toate. De ce credeți că apăreți în sondajele politice care se fac? Sunteți chiar printre primii candidați pe care i-ar vota românii în unele sondaje făcute publice? Eu n-am cerut să fiu niciun sondaj, dar probabil sunt persoane care nu pot trăi fără să se gândească la mine. Nu știu, n-am o explicație. În 2026 se încheie mandatul dumneavoastră, care nu mai poate fi prelungit în fruntea parchetului european. V-ați gândit ce veți face? Știu că este prematur. Da, știu ce voi face, dar nu voi candida la președinția României. Am înțeles. Aș vrea să vă mai întreb în legătură cu schimbările care au fost votate în Parlament în ce privește codul de procedură penală. Credeți că ar trebui să existe un prag în ce privește abuzul în serviciu? În alte țări din Uniunea Europeană nu există acest prag, în altele există. Care este opinia dumneavoastră? Nu este opinia mea. Ceea ce ar trebui să determine modul în care legislația românească este schimbată. Asta este treaba legiuitorului român. Dumneavoastră ați fost procuror șef al DNA. Sunteți acum șefa parchetului european. Cred că vă interesează ce legi și ce proceduri există în România, tocmai pentru că vă doriți o activitate bună, nu la parchetul european. Încercam să vă răspund. Deci o să reiau. Nu este datoria mea să explic cum ar trebui să arate legislația. Datoria mea și obligațiile parchetului european, bazate pe mecanismul testatului de drept, este că atunci când se modifică legislația internă într-un stat membru, iar parchetul european este afectat, fie că îi sunt reduse competențele, fie că îi sunt eliminate competențele, și reduce posibilitățile parchetului european de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, bugetul Uniunii Europene și în cele din urmă al cetățenilor europeni, avem obligația să reacționăm. În ceea ce privește abuzul în serviciu, a fost acea propunere legislativă pentru a se stabili acel prag de 50.000 de euro. Am verificat cu colegii care sunt în parchetul european, pentru că avem procurori din cele 22 de state membre. Această infracțiune este definită în toate celelalte state membre participante în EPPO. Într-un singur stat membru există un prag minim, acela este în Letonia, unde pragul minim este stabilit la limita a 5 salarii minim pe economie. Așa. Iar în alte state membre, este singurul stat membru în care avem o limită valorică, în celelalte state membre, marea majoritate dintre ele, în situația în care prejudiciul este de 50.000 de euro, este considerată o faptă agravată, este considerată o infracțiune serioasă. Acesta este motivul pentru care noi am reacționat. Acum, legiuitorul român poate să stabilească limită, poate să nu stabilească limită, poate să pună o limită mai mare sau o limită mai mică, este decizia legiuitorului român. Însă noi, ca parchet european, ori de câte ori va exista un proiect de lege sau o modificare legislativă care ne afectează competențele, suntem obligați și vom reacționa. Ați văzut, cred, ați și avut o poziție în legătură cu atentatul asupra vieții procurorului general din Bulgaria. Sunteți la curent cu evoluția anchetei? Nu sunt la curent cu evoluția anchetei. Mi s-a părut că este un fapt extrem de îngrijorător că într-un stat membru al Uniunii Europene să existe un atentat la adresa procurorului general, indiferent cum îl cheamă sau indiferent unde își desfășoară activitatea. Acest lucru ne arată că există o problemă în statul respectiv și ceea ce este important acum este că acest incident, acest atentat, această activitate ilicită, ilegală care a avut loc să fie clarificată cât mai repede, să se afle cine a făcut, de ce a făcut, cum a făcut, care a fost scopul,
Pentru că asta trebuie să se întâmple într-un stat de drept și astfel de incidente sunt inadmisibile într-un stat de drept. Afectează acest incident încrederea oficialilor europeni în autoritățile din Bulgaria? Nu. Noi lucrăm împreună cu autoritățile naționale, lucrăm împreună cu procurorii din Bulgaria și cu colegii din Bulgaria. Deci o să continuăm să facem același lucru. Personal, v-a creat o stare de teamă ce s-a întâmplat în Bulgaria? Bănuiesc că aveți un protocol atunci când mergeți în alte state. Mi s-au întâmplat multe și în România, nu trebuie să mă duc în Bulgaria. Au fost destul de incidente care s-au întâmplat și în România, dar nu este o problemă. Trebuie să ne facem datoria, indiferent unde suntem. Vă este teamă pentru, nu știu, pentru viața dumneavoastră? V-ați mărit numărul gărzilor de cu care vă însoțesc? În sensul există protocoale de securitate care sunt valabile pentru un anumit nivel al celor care lucrează în instituțiile europene. Mie nu mi-e teamă de nimic în general, poate doar de Dumnezeu. Asta cu siguranță că mi-e teamă, dar în rest ne asumăm cu toții când suntem în aceste poziții că trebuie să facem ceea ce este corect și ceea ce ne-am dorit să facem și ceea ce trebuie să facem. Sigur că sunt riscuri și vor fi riscuri întotdeauna, dar ni le asumăm. Sunteți un om prin prisma funcției pe care o aveți, care cunoașteți foarte bine realitățile din teren, cele care nu sunt cosmetizate, poate, de politicieni. România și Bulgaria, credeți că sunt pregătite să adere la spațiul Schengen, având în vedere că sunt două țări care gestionează o bună parte din frontiera externă a Uniunii Europene? Apropo că vorbeați de anchetele pe contrabandă. Bun. Cred că este o percepție greșită. Am auzit de multe ori că în România unii consideră că România este printre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene. Nu este așa. Am o viziune de ansamblu asupra 22 de state membre și pot să spun că faptul că în anumite state membre nu se fac investigații nu înseamnă că sunt curate și nu este corupție. În România noi ne-am asumat niște realități, s-au făcut niște eforturi, avem o legislație, avem profesioniști în magistratură. Sistemul de justiție este unul dintre cele mai bune din Europa. Mă rog, sunt și probleme, nu negăm că sunt probleme, dar modul în care se lucrează și profesionalismul lor nu poate fi pus la îndoială. Faptul că sunt cauze de corupție pe care le investigăm nu înseamnă că România este un stat corupt sau este mai corupt decât alte state. Este corupție în toate statele membre. Fraudă cu TVA este în toate statele membre. Cazul Admiral, în care au fost implicate 9.000 de companii, 600 de persoane și s-au creat pagube de peste 2,2 miliarde de euro, ne-a arătat că aceste fraude s-au comis pe teritoriul a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv pe teritoriul celor 5 state membre care nu participă în Uniunea Europeană. Deci nu cred că România este un stat mai rău sau mai corupt decât alte state. Foarte scurt, de ce credeți că Austria nu ne vrea în Schengen? Pentru că este țara care se opune. Este o întrebare politică, eu sunt procuror. Eu vă răspund la întrebări legate de activitatea mea. Nu am legătură cu Schengen, nu știu. La ce v-ați referit când ați vorbit despre incidente în România care v-au privit? Au fost numeroase incidente. Unul dintre ele este foarte cunoscut, Black Cube. Dar subiectul securitatea personală nu este ceva care se discută la televizor. Interceptările, tocmai de aceea trec la alt subiect, interceptările făcute de serviciile secrete care ar putea să fie folosite din nou în anchetele penale care privesc fapte de corupție, ar ajuta la eficiența parchetului european? Asta este decizia legiuitorului român. Întrebarea a fost alta, dacă ar ajuta aceste... Să vedem, ne ajută ceea ce este în legislație. Nu pot să vorbesc despre instrumente teoretice sau nu. În general, dacă ai un instrument care este prevăzut în legislație, te poate ajuta. În general, orice instrument legislativ te poate ajuta și este util în anchetă. Să vedem forma finală. Deci v-ar ajuta dacă s-ar apela și la acest... Repet, eu nu am văzut un proiect de lege, nu comentez pe ceva ipotetic sau teoretic. Trebuie să văd concret textul de lege ca să vă pot răspunde. Ați avut o întâlnire cu parchetul, cu șeful, noul șef, noul procuror general al parchetului român, al parchetului general. Care credeți că sunt provocările sau lucrurile care nu merg în colaborarea cu autoritățile române? Bun, întâlnirea cu procurorul general al României a fost una foarte bună, la fel și întâlnirea cu procurorul șef al DNA. Am avut întâlnire și cu procurorii din secția pentru procurori, pentru că în fiecare instituție am avut chestiuni practice de discutat. Cred că au fost întâlniri foarte bune. Noi avem o competență împărțită,
în special cu Direcția Națională Anticorupție și trebuie să lucrăm împreună și cred că acest lucru este foarte bine înțeles și întâlnirile au fost foarte, foarte bune și plec cu o speranță foarte bună în ceea ce privește colaborarea pe viitor cu aceste, cu aceste două instituții. Însă problema cea mai mare în România rămâne în continuare nivelul de detectare al infracțiunilor, în special frauda cu TVA. Nivelul de detecție este foarte mic. De ce? Acesta este un răspuns pe care Ministerul Finanțelor ar trebui să-l dea. Noi, ca procurori, avem obligația să investigăm. Dar dacă nu se detectează această infracțiune, fără detecție, nu ai investigații, fără investigații nu poți să recuperezi pagubele. Colegii dumneavoastră care lucrează aici la biroul din București al Parchetului European nu vă dau un raport cu privire la piedicile pe care le au, au suficienți investigatori financiari cu care să lucreze? Sigur, suntem în contact, iar mâine o să avem întâlniri cu Ministrul Ei ce vă spun? Pentru că probabil sunt și probleme sau deficiențe. Nu vreți să le amintiți sau nu există? Dar nu există o societate și o instituție fără problemă. Există probleme peste tot. Noi am discutat și la Ministerul Finanțelor despre aceste subiecte. Credeți probabil că se găsesc soluții la aceste probleme, dar este o problemă care ne arată că nivelul de detectare nu este cel mai bun în cazul României. Această competență de a detecta aceste infracțiuni aparține în mare măsură Ministerului Finanțelor. Faptul că iau specialiști sau n-au specialiști sau acordă o prioritate pentru a detecta aceste infracțiuni sau nu, este ceva ce ei ar trebui să explice. Da, puteți să fiți un pic mai exact? Avem un dosar penal înregistrat mâine cu cineva care fură din fondurile date pentru a ajuta fondurile APIA, de exemplu, pentru agricultori. Cine ar trebui să facă ceva în plus? Toate instituțiile care sunt implicate în acest lanț, începând de la aprobare până la executare și modul în care se implementează proiectul, toate aceste instituții ar putea să sesizeze parchetul european. Poliția română, dacă are informații, ar putea să sesizeze parchetul european. Ca să citesc din regulament, orice instituție națională sau europeană sau autoritate națională sau europeană poate să sesizeze parchetul european sau orice cetățean al României poate sesiza parchetul european. Fie înscris, fie prin e-mail, fie se pot prezenta la birourile noastre din București, Iași și Cluj, unde pot depune o plângere. Modalitățile de sesizare sunt aceleași ca pentru orice procuror național sau, de foarte multe ori, în anumite situații, noi ne putem sesiza din oficiu. Dacă, spre exemplu, vedem un articol în presă sau un articol la o televiziune, un reportaj la o televiziune, noi putem să ne sesizăm și din oficiu. Apropo de eficiență și de raportul 1 la 5, 1 euro la 5, aveți cât la sută din prejudiciile calculate în dosarele investigate de parchetul european s-au confiscat? Cât la sută? Este dificil să vă dau acum acest procent pentru că foarte multe dintre investigații sunt la început. În general, toate investigațiile noastre vizează fraude, o potențială pagubă în jurul a 14 miliarde de euro, dar marea majoritate a investigațiilor noastre sunt în curs de investigare. În o bună parte dintre ele sunt deja măsuri asiguratorii, cum le denumim noi, și acestea le puteți găsi pentru fiecare stat în parte în raportul nostru anual. Câte investigații privind corupția există în acest moment în România, pe care le are în instrumentare parchetul european? Noi nu avem ca și competențe infracțiuni de corupție. Avem doar dacă este corupție care legătură cu fonduri europene. Cu fonduri europene, la asta mă refeream. Avem peste 124 de dosare în investigare. Spuneam la începutul interviului că vorbim despre imaginea justiției. Justiția e formată din oameni, din procurori, din judecători și așa mai departe. În România se discută astăzi despre un incident care îl vizează pe vicepreședintele CSM, Daniel Horodnicianu, fost procuror șef de ICOT. Știți foarte bine la cine mă refer pentru că ați colaborat. Este înregistrat în timp ce amenință doi polițiști. Cum ar trebui să ne uităm spre acest incident? Este un magistrat care a făcut ceva în timpul liber, nu am eu competența să comentez asta așa ceva, rămâne la... În timpul liber? Vă rog, nu-mi răsuciți cuvintele a ceea ce spun. Am spus că este un magistrat care
a făcut sau n-a făcut ceva în timpul liber și eu reprezint o instituție europeană. Nu este treaba mea să comentez ce a făcut, ce n-a făcut, dacă este bine ce a făcut sau nu este bine ce a făcut. Există instituții în România care au competența de a se seziza, poate unele s-au și sezizat și verifică ceea ce s-a întâmplat. Ca procuror șef al parchetului european, eu nu pot să comentez că un magistrat în timpul liber face sau nu face ceva. Nu am spus că sunt de acord sau că nu sunt de acord, okay. Am spus că nu comentez. Vreau să vă întreb în legătură cu faptul că ați fost sesizați să investigați achiziția de către Poliția Română a autospecialelor de tip BMW. Cunoașteți care este stadiul acestei anchete? Da, cunosc, dar nu pot să-l fac public. Ok. Mâine sărbătorim Ziua Europei, este 9 mai. Aveți în desfășurare un program special în acest sens, având în vedere că bănuiesc că veți rămâne în România, sau un mesaj pentru Ziua Europei? Da, pentru Ziua Europei am să merg mâine la Facultatea de Drept. Avem întâlnire cu studenții, exclusiv pentru studenți de la Facultatea de Drept și de la alte facultăți, după care voi pleca înapoi la Luxemburg. Okay. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în activitate! Mulțumesc! Așa cum ați observat până acum, am stat de vorbă cu procurorul șef al parchetului european, Laura Coruța Chioveși.